Ziua Mondială a Salutului a apărut în 1973 la inițiativa fraților Brian și Michael McCormack din statul american Omaha. Evenimentul a venit ca un răspuns la conflictul dintre Israel și Egipt din toamna aceluiași an, fiind un îndemn la pace în întreaga lume. S-a pus și medalele? Cum vă vedeți? Cum vă salutați? Salut, frate, pățică! Și pe șef, cum îi saluți? Salut patroane, sau borosani. Nu prea le zic și asta. Dar cum le zici? Bună ziua. Și cu prietenii cum te saluți? Salut, noroc. Și când plecați? Când vă luați la... Baftă, baftă. Bună, ce faci? Și cu șefii? Bună ziua. Și când plecați? Ceau. În funcție de situație, trebuie să găsim salutul perfect. Prietenii pot fi întâmpinați cu un simplu hei, salut. Însă, atunci când este vorba despre o persoană oficială, folosim un salut mai politicos. Cum îți saluți tu prietenii? Cum te saluți cu ei când vă întâlniți? Mă duc la ei, salut, am un salut ciudat cu unii, am un salut de la ciudat complicat, așa, cu alții normal. Și pe șefi, cum îi saluți? N-am șef. Dacă ai avea un șef sau nu știu, o persoană în vârstă, cum o saluți? Respect, bună ziua. De ce crezi că e diferența asta de salut între prieteni și persoane mai adulte? Prietenii ai o relație mai apropiată, îți permiți aceeași vârstă cu adulții, sunt adulți, au experiență de să-i... Cum îți saluți prietenii? Bună! Și pe șefi? Să trăiți! E diferență între șef și prieteni. De ce trebuie crezi că e? Trebuie să respecti că te plătești, nu știu de ce. La el e mai, la prietenii mei, normal, salut și la revedere. Acestea nu sunt singurele forme de salut. În armată, militarii se salută prin ridicarea mâinii drepte cu palma întinsă și cu vârfurile degetelor spre tâmplă. Această formă de salut a pornit din Evul Mediu, când cavalerii își ridau viziera pentru a avea un contact vizual care însemna privește cine sunt, îți sunt aliat, nu dușman. Modul în care se ridica armura făcea ca brațul să aibă această poziție fixă, asemenea salutului militaresc. Să trăiți! În alte țări, noțiunea de salut poate lua diferite forme. În Tibet, de exemplu, este politicos să scoți limba atunci când întâlnești pe cineva pentru prima dată. Inuiții își freacă nasurile la prima întâlnire. Japonezii se înclină, iar britanicii spun doar bună ziua și își dau mâna. În schimb, francezii și spaniolii, pe lângă strânsul mâinii, se sărută pe ambii obrași, atât la sosire cât și la plecare. În Botswana, oamenii își ating palmele ușor, dar nu le strâng. În Cambodgia, se lipesc palmele ținându-le apropiate de piept. Cu cât palmele se ridică mai sus, cu atât respectul arătat este mai mare. În nord, Mozambicului, oamenii bat de 3 ori din palme înainte să spună bună ziua. În Australia, la prima întâlnire, nu este politicos să îmbrățișezi sau să săruți și nici să vorbești despre chestiuni personale.